Vreau să mai zic ceva în momentul. Așa, mă rog, în fine. Ianuarie. Și după un interviu cu tine care spuneai că inițial ai fi vrut să faci actorie. Da. Și abia după te-ai hotărât pentru... Da, m-am hotărât pentru că mi-am dat seama că nu eram pentru așa ceva sau poate că, da, că nu eram pentru așa ceva. Oricum, ideea de a face regie neștiind ce presupune chestia asta era de atunci, adică funcționau oarecum în paralel. Dar vroiam, na, toată lumea își dorește să, e o chestie așa, că toată lumea vrea să fie actor, actriță, adică, pe părerea mea, toți vor să facă actori, dar eșuează și ajung să facă regizori, știu eu ce, alte cronicari sau, mă rog, depinde. Ți-ai mai dorit să joci într-un spectacol sau într-un spectacol de-al tău? Nu, în niciun caz, nu. Poate mi-ar plăcea să am mai jucat la niște prieteni, în niște scurtmetraje, poate în film. Asta da, mi-ar plăcea. Adică de presupune un alt tip de joc și, na, adică cred că ar fi mișto, m-aș distra. Dar ca regizor ai face film? Da, da. Adică mi-ar plăcea, văd filme destul de multe și ideea de a încerca un alt mod de comunicare, ca să zic așa, mi se pare tentant și mi-ar plăcea să fac și film. Dar poate mai încolo, nu acum. Contabilul nostru, Glotkin, om de 60 de ani, a băut lapte cu coniac pe motiv de tuse și din acest motiv s-a îmbolnăvit de delirium tremens. Cu siguranța care caracterizează, doctorii afirmă că mâine moare. În sfârșit voi fi contabil. Am prieteni care vin și vor să-mi vadă spectacolul pentru că mă cunosc, dar nu pot zic că am luat contact cu publicul direct, cu oameni care să vină să vadă spectacolele pentru că au auzit de mine. Nu știu, poate că există și o categorie destul de redusă. Cred că în principal oamenii vin la teatru pentru actori și mai puțin pentru regizor. Sau. Când am făcut spectacolul de la Metropolis, a venit propunerea Teatrului Metropolis și ne-am apucat de lucru deci propunerea lor a venit în, cred că undeva în luna septembrie și în noiembrie au început repetițiile. Aici la Odeon, spre exemplu, propunerea a venit anul trecut pe vremea asta, după ce am avut o lectură cu spectacolul și, deci, repetițiile le-am început după un an. Nu mi-am propus să nu lucrez în spații convenționale și să dau buzna în teatrele de stat, ci a fost pur și simplu că așa s-au întâmplat, adică nu aș zice că a fost o alegere intenționată, ci a fost o întâmplare, pur și simplu. Adică vreau să lucrez în spații de genul ăsta, pentru că, în primul rând, există posibilitatea să lucrez cu colegii mei de generație, de promoție. Într-un teatru de stat e mai greu să te întâlnești cu ei, pentru că ești obligat și e perfect normal să lucrezi cu actorii, cu trupa respectivă. Și atunci singura modalitate în care pot să lucrez cu colegii mei sunt prin proiecte independente. Am ales texte diferite pentru că m-au interesat mai multe zone și pot să spun că sunt într-o perioadă de căutare, adică nu știu dacă mi-am găsit neapărat zona. M-a întrebat cineva la un moment dat dacă fac teatru clasic sau teatru contemporan. Atunci nu știu. Acum, spre exemplu, știu că mă interesează mult mai mult zona teatrului contemporan și în special piesele europene. Tu glumești, nu?
Dacă stai în sală, te consumi foarte tare pentru că există frustrarea că nu poți să oprești sau, mă rog, poți să faci chestia asta. Eu n-am făcut-o până acum, nici n-a fost cazul neapărat, dar e destul de stresant, adică... Și atunci, cum să zic, pe de-o parte sunt și curios, adică nu pot să-mi stăpânesc curiozitatea de a vedea ce se întâmplă pe scenă. Și e mai chestia asta, că vine lume, mă rog, mai ales când vin cunoscuți, când vin cunoscuți e mai nasol. Dar când sunt oameni, când e public și nu mai vin, să zicem, cunoscuți, e mult mai relaxant. Adică avantpremierele și premierele sunt cele mai stresante din punctul ăsta de vedere, cu emoții, cu chestii de-astea. În rest, după aceea nu știu dacă mai am așa emoții când văd un... Când, de obicei mă duc să-mi văd spectacolele. Și după aceea nu. Adică urmăresc să văd ce se întâmplă cu spectacolul după ce iese și când el e în mâinile actorilor, ca să zic așa, cum îl duc ei mai departe. Spectacolul de la Teatrul Național se cheamă Purificare, este o piesă de Petre Zelenca, nu de Sarah Kane, cum, mă rog, se face confuzia. Și este un text destul de dur, așa, referitor la lumea din ziua de astăzi și vorbește despre absurdul lumii în care trăim și despre o lume în care valorile morale au devenit relative și... Mă rog, are un aer foarte, foarte cinic, are o poveste, autorul pune în mijloc un gest abominabil, n-am să spun despre ce este vorba, tocmai pentru a testa reacția celor din jur la ceea ce se întâmplă. Iar la Odeon, o piesă despre, mă rog, nu vreau să zic subiectul sau așa, se cheamă Pentru că poate, e scrisă de Arthur Copit și... Ce să mai zic? A trebuit să zic o chestie care să incite lumea, să îi facă curioși sau nu știu. Na, nu mă pricep să mă la marketing sau la chestii de genul ăsta. Deci nu știu ce să le zic. Adică fără să dezvălui subiectul. Na, chiar nu vreau să zic despre ce e vorba. În general nu știu dacă merită să faci teatru în România. Pentru mine și din punctul meu de vedere merită să fac teatru. Asta mi-am dorit să fac și asta îmi doresc să fac. Și asta îmi place să fac. Nu știu în general să dau sfaturi, că nu cred că se pot da sfaturi în meseria asta, dar referindu-mă la mine, da. Adică, da, îmi place și din punctul meu de vedere merită să faci teatru.